Dacă poftiți la o felie de pâine, dați fuga la brutărie. Și încercați pâinea din făină de grâu, hrișcă, mai lasă, secară sau pe cea cu smochine. Colega noastră Bianca a descoperit un astfel de loc. Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața, dragilor! Sper că sunteți pregătiți, că o să vă port astăzi în locuri nebănuite. Mergem în Italia cu gândul și cu mirosul, mergem în Spania, mergem în Yemen și lista continuă, iar Cristi e ghidul nostru de azi. Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața! În primul rând mergem în Franța. Mergem în Franța. Prima oprire în Franța, bineînțeles, cu bagheta specifică, nu? Mergem în Franța, fiindcă este țara cu cel mai bun renume pe partea de panificație și patiserie și bagheta este produsul care îi caracterizează cel mai mult, cel mai cunoscut produs de panificație franțuzesc. Bagheta e un lucru care poate părea foarte simplu, dar e lucrul după care clienții apreciază valoarea unei brutării și calitatea unei brutării. Îmi spuneai mai devreme cât de important este ca aluatul să fie aerat, exact ca cea de aici. Și aceasta este specifică franțuzească. Aceasta este o pâine pave, este o pâine făcută cu un grâu deosebit, antic nehibridizat, se numește camut, care aduce o aromă foarte interesantă de nucă și unt. Și e ceva care nu seamănă cu niciun alt tip de grâu sau de pâine pe care ați încercat-o. Dar la baghetă, important este să aibă o coajă foarte crocantă și un miez cât mai aerat. E ceea ce face ca o baghetă să fie bună. Bagheta aceasta are ceva special, deci până acum nu am auzit pâine cu nucă. Nu e musai o baghetă, seamănă foarte mult cu o baghetă. Este o pâine, se numește pan de pui, pâine spic și e de fapt o combinație de chiflă cu baghetă. Fiecare parte se poate lua individual și se poate mânca ca o chiflă, dar are și caracteristica unei baghete, adică coaja crocantă și aerată, iar nuca aduce o aromă foarte, foarte interesantă. Că tot sunt sigură că le-am făcut poftă lui Ade și lui Cove, pâinea de aici arată, este pâine albă, dar gustul, dragilor, este? Gustul este senzațional, v-am spus, aduce nucă, unt, e un gust pe care eu personal nu l-am mai întâlnit la niciun alt tip de pâine. Nu știu cum să spun, dar mie mi s-a făcut așa puțin dor de Spania. Aș vrea să văd produsul din Spania. Produsul din Spania este această pâine cu moț, care e specifică din zona Galicia din Spania. Este o pâine albă și, din punctul meu de vedere, e cea mai bună pâine albă pe care am mâncat-o vreodată. Și din punctul de vedere al clienților noștri, la fel. Ce are special? Deci, în primul rând, este forma. Forma este specifică, okay. Dar special este miezul, care are o textură foarte uleioasă, este aerat, este foarte gustos. Să vedem interiorul, aluatul. Este acel aluat moale și coaja aceea rumenă. Coaja este rumenă, este crocantă, dar în același timp nu este foarte tare. Iar interiorul, după cât se vede, este la rândul lui aerat, iar gustul este senzațional. Nu știu cum să vă spun, fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea. Hai să mergem în zona noastră din Ardeal, care este chiar aici. Aici o avem? Aici avem o pâine rustică cu semințe. Este o pâine tradițională și la noi, dar tradițională și în alte zone. Este o pâine integrală cu foarte multe semințe în interior. Bun. Și nu în ultimul rând, vedeta noastră de astăzi este Purple Grain. Este pâinea din cartofi mov. Da, aceasta este... Asta e modul nostru de a reinterpreta pâinea tradițională cu cartofi, doar că în loc de a folosi cartofii normale, am folosit cartofi dulci mov, pe lângă aspectul foarte plăcut mov la interior și gustul de acești cartofi este deosebit. Bun, dragilor, pe mine m-a convins, simt deja cum gustul din Franța mă copleșește. Acum știți cum e, fiecare pâine cu firimiturile ei, așa ne întoarcem și noi acum la pâinea noastră.